Conducerea CFR Călători a declarat că au existat probleme privind achitarea integrală a salariilor pentru luna decembrie și că acestea au fost plătite în proporție de 70-75%. Directorul CFR Călători, Ștefan Roșanu, a dat asigurări că până joi dimineață vor fi achitate integral salariile și la CFR Călători și la infrastructură. La rândul său, ministrul transporturilor Relu Fenechiu a declarat că responsabilii de întârziere a salariilor vor fi trași la răspundere. Fenechiu a mai adăugat că va cere premierului să verifice cheltuielile fiecarei companii din subordinea Ministerului Transporturilor.